De mâine intră în vigoare avertizarea cod galben de caniculă, iar specialiștii trag un semnal de alarmă. Medicii ne recomandă să fim responsabili, să ne ferim de razele directe ale soarelui, să ne hidratăm și să ne alimentăm corespunzător. Pe timp de vreme toridă, din geanta dumneavoastră nu trebuie să lipsească o sticlă de apă, o pălărie de culori deschise și un spray sau cremă de protecție împotriva arsurilor de piele. Alimentația este foarte importantă. Trebuie consumate cât mai multe fructe și legume, iar alcoolul și cafeaua trebuie evitate. Pe perioada de caniculă ar fi bine să ținem cont de anumite reguli. Evitarea expunerii la soare între orele 10 și 18, purtarea hainelor legere de culoare deschisă din stofe naturale și purtarea pălăriei, hidratarea regulată și corespunzătoare. Ar fi bine să ne hidratăm la fiecare 20-30 de minute. Vârstnicii, femeile însărcinate, pacienții cu maladii cardiovasculare, ale aparatului respirator și alergicii trebuie să dea dovadă de prudență. Expunerea prelungită la soare poate duce la insolație urmată de oboseală, febră, dureri de cap și greață. Să vrem să stăm la umbră, apă rece, ceva pe cap să o cubrim, nu avem pe cuprinde, să stăm la umbră. Vodă pim, только так спасаться надо. Мороженое, вода. Meteorologii au anunțat cod galben de caniculă pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 23-24 iunie. Pe arii extinse se vor înregistra temperaturi de până la 34 de grade Celsius. Și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor, evitând utilizarea focului pe suprafețe deschise, în special în preajma lanurilor cu cereale, spațiilor forestiere și locurilor de agrement.